Leadershipul pentru mine reprezintă un mod de a acționa la nivelul comunității. Am intrat practic în această zonă, în zona societății civile, în urmă cu 11 ani, în urma unui accident pe care l-am avut, în urma căruia am ajuns să utilizez un scaun rulant, astfel că confruntându-mă zilnic cu problemele de accesibilitate la nivelul comunității în spațiul public, am considerat că este necesar să luăm atitudine în acest sens și să putem demara inițiative astfel încât să se producă o schimbare din această perspectivă. În momentul de față activez în cadrul asociației Eu Respect, dar sunt și președinte al Alianței pentru Promovarea Transportului Alternativ în Iași. Alianță ce are în componență 11 organizații neguvernamentale cu ai căror colegi împreună lucrăm pentru a iniția politici publice de dezvoltare a transportului alternativ la nivel local, prin care dorim să transformăm orașul într-un oraș mai prietenos cu cetățenii săi, un oraș în care să poată avea un stil de viață activ într-un mediu sănătos. Reușitele noastre constau în mai multe proiecte, vin în urma unor proiecte încă din activitatea mea în cadrul asociației Eu Respect, și anume proiecte punctuale în urma cărora am reușit să accesibilizăm anumite instituții și locații la nivelul Iașului. Am reușit să demarăm campanii de conștientizare și promovare a abilităților persoanelor cu dizabilități, dar și de awareness în privința drepturilor persoanelor cu dizabilități, în intenția de a dezvolta o comunitate mai inclusivă. Am implicat voluntari în proiectele noastre, astfel încât să putem implica tineri cu și fără dizabilități în comunitate, într-un mediu, cum spuneam, mai inclusiv. În același timp, prin Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ, am demarat câteva inițiative la nivel local, care sunt în derulare în momentul de față și în care suntem implicați, ce țin de îmbunătățirea transportului alternativ și a accesibilității la nivelul Iașului. În momentul de față vedem ca fiind una dintre cele mai mari probleme la nivelul Iașului situația transportului, situația mobilității urbane, sustenabile. În momentul de față este o infrastructură precară, iar și ne dorim să îmbunătățim perspectiva autorității publice prin inițiativele noastre asupra nevoilor cetățenilor, asupra nevoii de a îmbunătăți transportul alternativ sustenabil, astfel încât cetățenii să poată avea pietonale libere pe care să poată circula, să poată circula cu bicicleta, cu mijloacele de transport nemotorizate, să aibă infrastructură pentru astfel de modalități de transport, să poată utiliza eficient transportul public, astfel încât în timp să se poată renunța la mașină ca mijloc de transport, astfel încât să se creeze și un mediu mai curat și mai prietenos în Iași. În momentul de față avem un dialog cu autoritățile locale. Ne străduim să dezvoltăm acest dialog. Împreună sunt în urma unor inițiative pe care le-am demarat la nivel local. Deja au fost bugetate două proiecte importante pentru noi, realizarea masterplanului pentru dezvoltarea infrastructurii de biciclete, dar și
realizarea unui proiect pilot în zona Păcurari de accesibilizare a pietonalelor pentru categoriile vulnerabile, pentru persoanele cu dizabilități. Sunt două proiecte deja bugetate pentru care s-au creat grupuri de lucru la nivelul primăriei, iar noi suntem implicați în aceste grupuri de lucru în desfășurarea și implementarea proiectului. Dincolo de aceste două proiecte, sunt și multe alte subiecte ce țin de mobilitatea urbană pe care le semnalăm autorităților locale și sperăm ca împreună să le putem rezolva în beneficiul comunității. Ca să devină lider civic, o persoană trebuie să aibă o cauză, în primul rând, în care să creadă și să transmită celor cu care lucrează sentimentul că acea cauză poate fi realizabilă. În egală măsură și eu, în momentul în care mă implic în soluționarea anumitor probleme, cred cu tărie că acele probleme pot fi rezolvate la nivel local printr-un dialog constructiv cu autoritățile locale și lucrând îndeaproape cu echipa din organizație, mereu stimulând efortul acesta de a ne implica mai mult și de a simți și rezultatele în timpul cel mai scurt, în măsura în care se poate, dar important e să transmitem celor cu care lucrăm, să transmit celor cu care lucrăm că cauzele în care suntem implicați pot fi rezolvate și în beneficiul comunității, cum spuneam. Principala dezamorgire au constat în timpul îndelungat de reacție al autorităților publice în momentul în care am demarat anumite inițiative și anumite propuneri de soluționare pe accesibilitate sau pe îmbunătățirea mobilității sustenabile, îmbunătățirea infrastructurii pentru transportul alternativ. Am putut depăși aceste dezamăgiri, aceste greutăți, tot printr-un dialog bun, constructiv și prin întâlnirea cu oameni dornici să se implice și să vedem că cred că avem cauze comune și să astfel încât să putem duce la bun sfârșit ceea ce ne dorim. Cu siguranță voi activa în continuare în zona societății civile și iar planurile de viitor în momentul de față constau în cel puțin în realizarea și implementarea până la capăt a proiectelor pe care le avem în derulare în momentul de față, proiecte ce țin de îmbunătățirea infrastructurii și a mobilității urbane sustenabile la nivelul Iașiului, dar și voi fi implicat și în proiectele Asociației Respect, mai ales că în momentul de față avem un proiect ce implică copiii cu CES, cu cerințe educaționale speciale. Un proiect important pe care îl derulăm la nivel rural și ne dorim să dezvoltăm împreună o societate mai inclusivă care să înțeleagă nevoile acestea și iar prin APTA dorim să ajungem să avem o relație cu cât mai bună cu autoritățile locale, astfel încât proiectele de viitor să poată crește calitatea vieții ieșenilor. Satisfacțiile personale constau în relațiile pe care le-am dezvoltat cu oamenii implicați în derularea tuturor proiectelor în care am fost implicați. De asemenea, satisfacția lucrurilor realizate și a reacției oamenilor care au beneficiat de pe urma proiectelor pe care le-am implementat și sunt convins că în continuare activitatea mea în sectorul civil îmi va aduce și alte satisfacții pe viitor.
Nominalizarea mea în, ca lider civic a fost o surpriză plăcută și practic mi-a confirmat faptul că ceea ce fac, fac bine și mă bucur că am susținerea comunității și îmi doresc realmente să putem aduce o schimbare la nivelul Iașiului. Tinerii în momentul de față trebuie să observe, dincolo de exemplele pe care le dăm noi, faptul că ne implicăm în comunitate. Asta trebuie să deprindă și tinerii, dorința de a se implica în comunitate, iar prin implicarea lor și prin realizările ce le pot avea ulterior, cu siguranță putem dezvolta o comunitate mai unită, mai solidară în fața problemelor și mai proactivă, astfel încât să putem aduce bunăstare la nivel local. Aș vrea să mai spun faptul că schimbările majore se întâmplă în urma inițiativelor repetate, prin exemplu propriu. Aceasta este modalitatea noastră de lucru și considerăm că prin inițiativele demarate putem să schimbăm, să aducem o schimbare la nivelul societății și să îmbunătățim comportamentele la nivel individual.